Părinte Sarețean, dragi creștini, așa cum este ziua aceasta în ceață, este România astăzi. Trebuie să fim conștienți și uciți că suntem în plin război. Este un război pe mai multe planuri, un război virusologic, ideologic, economic, energetic și mai ales sufletesc. Niciodată în istoria acestui neam nu s-a dus ca astăzi un război atât de apic ca să se distrugă ceea ce noi am numit matca sufletească a acestui pământ. Matca sufletească a acestui pământ face parte biserica și imediat la loc de onoare ca un sânt pasic armata română. Este un război pervers, satanic și criminal. Este un război invizibil. Inamicul de data aceasta nu se vede. Toată ființa românească de astăzi se simte. Sub picioarele noastre sunt oasele celor care s-au jertfit în primul război mondial, iar în spate este troița ridicată în cinstea celor care au murit la cotul Domnului, cea mai îngrozitoare luptă din istoria umanității, unde poporul român a pierdut 150.000 de soldați aproape cât s-a pierdut în primul război mondial. Și acolo și aici este un concentrat de istorie românească care se numește jertfă continuă. Stăm datorită erorilor noștri cunoscuți și necunoscuți. Bunii mei prieteni, ei nu s-au luptat numai pentru pământul ca atare. Pământul acesta strămoșesc presupune și pământul sufletesc. Un mare filozof, Vasile Băncilă, spunea că pentru țăranul român, pământul nu este mai un spațiu. Este spațiu acolo, în zona administrativă, un hectar, două povane. În rest, pentru el este timp frământat de strămoși. Și știind că este timp frământat de strămoși, el a îngenunchiat în fața acestui timp frământat de strămoși ca să aibă putere în prezent și să plece în viitor fără de frică de moarte. Așa s-a făcut Mărășești. Așa s-a trecut Prutul. Și așa s-au făcut toate războaiele armatei române. Fără frică de moarte. De ce ne este frică astăzi? Dacă lor nu le-a fost frică, cum putem lăsa ca memoria lor să fie pătată? Cum putem lăsa ca armata română să dispară? Astăzi trebuie făcut în jurul armatei române armată de conștiință. Fiecare român trebuie să trezească conștiința lui creștină și națională. Trebuie să facem o imensă armată care să apere granițele invizibile acestui țări. Vasile Băncilă spunea că această condiție tragică a românului se află la granița dintr-un spațiu geografic minific. Uitați-vă, această țară este cea mai frumoasă țară din Europa. Un spațiu geografic minific și un spațiu istoric catastrofic. La granița acestui spațiu a stat armata română. Au stat eroii și martirii neamului. Eminescu spunea undeva, viitorul umbra. Ți-a murit tatăl, ți-a murit mama, dar ți-a rămas umbra dreaptă. Au murit soldații români, dar umbra lor a rămas dreaptă. O imponderabilă care îți vorbește de dincolo și care te obligă astăzi și acum să ieșim din orizontala penibilă a existenței noastre și să ne ridicăm la verticala care ne obligă din spate și de sub picioarele noastre a Sfintei Armate Române. Dacă aș cerceta documentele, să vedeți regimente întregi în genunchi, înainte de a porni atacul, se rugau la Dumnezeu și ziceau, Doamne, dă-ne puterea să luăm înapoi ce este al nostru și nimic din ceea ce nu este al nostru să ne apărăm Sfânta Țară. Oamenii aceștia au murit pentru a apăra pământul strămoșesc. Trebuie să ieșim din această inerție
și din această propagandă a fricii care se face. Ce poate să fie frică mai mare decât în fața morții și de ce nu s-au temut? Să nu ne mai uităm, cum spunea Constantin, noi ca îl admirăm pe Eminescu prin vitrină. Nu ne lăsăm contaminați de el. Admirăm eroii noștri prin manuale. De unde au fost scoși? Din manuale de istorie au fost scoși Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, George Coșbuc, Octavian Goga. Și noi stăm inerți. Un mare sfânt rus, alb, spunea că Mitropolitul Antonie al Surojului că există morți fecunde. Grebla morții ne ia pe toți din punct de vedere trupește. Dar printre gheară ei se strecoară cei care au lăsat în spate o lumină. Pe ei moartea nu poate să-i reducă la tăcere. Acele sunt lumânările noastre permanent aprinse. Oameni lumină. Morțile fecunde. Oameni lumină. Și dacă suntem ceea ce suntem astăzi, nu suntem datorită victoriilor, ci datorită suferințelor lor, a spus Nicolae Iorga. Acolo în spate s-a murit. Aici de sub s-a murit. Pentru ce s-a murit? Este important astăzi să învățăm să trăim, dar mai important este să învățăm să murim. Ce moștenire lăsăm generația noastră celor care vin din spate? Unui tineret dezechilibrat, unui tineret săracu, terminat, cumpărat, dezorientat. Viitorul umbra. Este important să ne vadă astăzi, acum, pe această verticală a existenței, ca ei mai târziu să aibă unde să se întoarcă. Am fost un an înainte la Muntele Athos și acolo m-am întâlnit cu părintele Daniel, băiatul marele actor Octavian Potescu. Și într-o discuție am spus, părinte, ce facem cu tineretul acesta? Că este pierdut, părinte. Nu știe nimic de credință, de Dumnezeu, de familie. Domnul Dan, au să se întoarcă. Cum o să se întoarcă, părinte, din moment ce se droghează, sunt, au ochii de vitrină, ecranați de pe ecranele alea demente, sunt luați, sunt cumpărați de tot felul de ispite. Domnul Dănuț, se vor întoarce. Am să vă spun ceva de aici, de la mănăstire. Acum câțiva ani, a venit un tânăr de 23 de ani și plângând a spus că vrea să se facă monah. Și noi am întrebat, de ce vrei să te faci monah? De la 16 ani până acum am făcut tot ceea ce este rău în lume. Am făcut prostituție, am vândut copii, am vândut organe de copii, am vândut tot. Și părinții s-au mirat, pe cum vrei tu să te faci monah? M-am vins! Sfinților părinți, m-am vins! Cine te-a învins? Când eram mic, de 5 ani, m-a lăsat mama în cameră. Dormeam și m-am trezit noaptea să o caut și am văzut ușa crăpată. Și acolo am văzut-o pe mama rugându-se la icoană. Asta m-am vins. Asta m-a făcut să mă întorc. Domnul Dan, nu e important ce fac ei. Important ce facem noi acum ca să aibă unde să se întoarcă. Avem unde să ne întoarcem. Atât de important a fost ceea ce au făcut ei. Bietul soldat român, de la soldat la general. Să nu uitați că sunt scoși din manuale mari martiri, eroi ai poporului român. Istoria este vidată. Suntem datori să-i aducem pe acești oameni înapoi aici. Ce au păzit? V-ați uitat vreodată? România astăzi este sugrumată de durere. Și de ce oare Miron Costin a scris despre această țară
Muntenia, Valahia, Moldova și întreaga țară Ardealului a zis țară lăcrămată. Tot timpul am fost în durere, dar asta nu ne-a copleșit, pentru că durerea noastră a fost cu sens. Și am să închei cu următorul lucru. Nu se zice că Iisus Hristos nu băga în seamă Imperiul Roman și nici pe evrei din jurul lui. El avea o treabă cu puterea satanică din spate. Cu puterea satanică care vine peste noi, trebuie să avem lupta pe care o ducem. Acolo trebuie să ne concentrăm toate forțele. Duhul acesta cumplit care vine, uitați cum coboară ceața aceasta. Cine creează confuzie dacă nu trebuie tu? Ce a făcut poporul român la fiecare răspunt ieri? A ridicat troiță. Astăzi poporul român este la răspunt ieri. Troița noastră este plină de eroi și de martiri. Troița, credința, îți dă lumină, îți dă forță, îți dă direcție, îți dă sens. Și nu vă fie frică de furtuna aceasta care este acum. Un marinar stătea de vorbă cu un țăran și țăranul l-a întrebat: tatăl tău ce a fost? Marinar. Și cum a murit tatăl tău? A murit în naufragiu pe valuri. Și bunicul tău ce a fost? Tot marinar. Și cum a murit? În naufragiu pe valuri. Și tu ce mai cauți atunci pe corabie? L-a întrebat țăranul. Și atunci marinarul s-a întors și a spus: dar tatăl tău ce a fost? Țăranul lucra pământul. Și unde a murit? În pat, acasă. Și bunicul tău ce a fost? Tot țăranul lucra pământul. Și unde a murit? În pat, acasă. Și atunci marinarul a zis: tu ce mai cauți la noapte în pat? Nu uitați, viața creștinului este mereu pe valuri. Avem aici cea mai nobilă armă a vieții. Este riscul suprem, cum a spus și domnul general, care te zmerește în fracțiuni de secundă. Ei văd tot timpul moartea și nu le este teamă. Să ridicăm ochii spre cer ca să avem forța aceasta de a răzbate. Să fim un popor care să nu mai stăm cu ochii în pământ. Am spus data trecută, când am amintit pe eroul martir Tudor Greceanu, când a întrebat doamna Hosul Longin în garsoniera lui amărâtă: de ce, domnule Tudor Greceanu, vă ridicați de la sol când raportul de avioane de vânătoare era 1 la 30? Uite așa, doamnă, ca să se știe că nu este sat fără câini. Viitorul, umbra. Vă mulțumesc!